make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Steaua București. Suntem în play-off-ul Ligii Campionilor împotriva lui Wolfsburg, Gunoece, pe terenul lor și va trebui să câștigăm. Este returul în tur, a fost turul la 1, deci e 1 la 1 la general și trebuie să jucăm în picioare. Ce pe meciul, lovitura de start o au cei de la Wolfsburg. Sunt jucători interesanți și la echipa asta, vedetele ei sunt Luis Gustavo și Kevin De Bruyne. Uitați-l pe unul din noile noastre transferuri, Islam Feruz. L-am luat în poarta noastră și pe Silviu Lung Junior de la Parma. Am dat ceva pe el, cam 1 milion de euro, vreo 900.000 pe Târnovan. Celor de la Parma, la Tovlevici, a greșit acolo pasta, imediat a degajat. Da, uitați-i și Maxim joacă pe stânga în meciul acesta, Stanciu pe dreapta, Filip și Prepeliță în centru. S-a retras oricum și săracul de Sân Mărtean. Vedem pe Bruma cât de bun este, are 79 overall, să vă prezentăm totuși transferurile. 79 overall, 22 de ani, 4 stele, 4 stele. Deci joacă LV, RV, multe, multe poziții. La fel și Alexandru Maxim, are 82, viteză, 87, ball control și dribbling, 87, multe alte calități foarte bune. Veruț are și el accelerație, viteză, agilitate. Și este un atacant destul de bun, are un overall chiar mai mic decât Țafac și după părerea mea nu are aceleși calități a lui Țafac, dar eu zic că e mai masiv decât el. Îl vedem și pe Silviu Lung, are și el diving 72, 3 stele, 100, 26 de ani de Silviu Lung, are 71 overall. V-am prezentat și transferurile în caz că nu le știați, să revenim la meciul nostru. Cerci pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne este acolo în aproape care un nostru. Nu lăsați pe De Bruyne. L-au lăsat acolo să tragă. A știut Silviu Lung oricum că balonul se duce pe lângă poartă. Îi stă bine, îi stă bine în trigoul Stelei. Dar am observat un lucru. Orice nou transfer al Stelei trebuie să avă numărul 15 dacă nu este luat. Iată pe Feruz lansat acolo. Gol! Feruz marchează. Este 1-0 pentru Steaua și 2-1 la general. Ne dă o doză de calm Islam Feruz. Priviți el. Vrea să arate că merită să fie titular în echipa noastră. Excelent a fost lansat pe reluare, cât a trebuit de bună. Și un șut cu piciorul stâng din volei care l-a învins pe portarul Benaglio. Steaua conduce cu 1-0 din minutul 11 și este 2-1 la general. Un 2-2 cred că ne-ar califica, dar nu cred că vom face 2-2. Vrem să câștigăm, oricum vrem să ne luăm revanșa în fața echipelor germane. Cornel Râpă, două superbă pasă pentru Islam Feruz. Feruz mai parte pentru Bruma. Gol! Bruma marchează și el. Unul din noile noastre transferuri, are numărul 7 Bruma și a reușit să marcheze din pasa lui Feruz. Un gol și o pasă de gol pentru Islam Feruz. Priviți cât de bine a transformat acolo Bruma. Șut perfect în vincul porții. L-a năucit acolo pe portar. N-a mai avut nicio șansă în fața portughezului nostru, în fața noului Ronaldo al Stelei. Până la urmă e și portughez Bruma. Poate cine știe dacă vom pleca. Oh, stați să vedem ocazia asta lui Wolfsburg. Mare, Lung iese acolo. A ieșit în toate mingile și le-a blocat de fiecare dată Silviu Lung. Bruma foarte bine l-a văzut acolo pe Feruz. Nu greșea aici Feruz. Feruz, oi de capul meu, tu te îngură de prost. Ce greșeala lui Islam Feruz. Incredibil, incredibil ce ocazie a avut aici. Nu își revine deloc. Face și el puțin ceva bine și apoi parcă trebuie să-l scoți în repriza a doua. Panhui, titular cu Wolfsburg. Va crește mult și acest Panhui. Și dacă îl vom vinde, îl vom vinde oricum. Nu știu dacă va fi jucător de Liga Campionilor, acel jucător tânăr. Ce lovitură liberă avem aici. Feruz este cel care o bate. Centrarea lui Feruz foarte bună, respins acolo de Malanda. Și ce greșeala lui Maxim. Cum a greșit acolo Maxim în fața totuși un jucător cu o valoare mai mare decât el, De Bruyne. E și mai tânăr, asta l-avantajează mai mult pe Kevin De Bruyne. Alexandru Maxim, o nouă pasă, de această dată tot pentru Bruma. Nu este Bruma acum, Bruma, haide. Oh, ce șut al lui Bruma. Puternic, puternic, respins de Benaglio cu o paradă incredibilă, cu o singură mână aparat acolo Benaglio. Hai de capul meu, de ce n-o fi lăsat el? Cât de bine s-a întins acolo și cornerul acesta pentru Steaua trebuie să însemne golul. O centrare către micuțul Bruma. Râpă, râpă din volee pe lângă poartă. Șutul lui Cornel Râpă. Maxim fuge, hai pula mea mai tare, Maxim, oh, ce șut de căcat al lui Maxim, trebuia să mai continue cu ea, am zis mai tare, nu, acolo a prins prea ușor Benaglio care a apărat mult în meciul ăsta, a avut de treabă portarul Wolfsburg
Și iată că e tot 2-0, avem 3-1 la general, nu știu dacă vor mai reveni și de la Wolfsburg, normal că noi nu vrem asta oricum. Și lansat acolo Feruz, e prea lent, e molău acolo pe lângă Perisic, nu era de fapt Close, Gustavo acum 1-1 cu Râpă, Râpă nu a recuperat, se ține după Gustavo și nici măcar nu bagă piciorul. De Bruyne acum pentru același Ricardo Rodriguez, elvețianul Rodriguez. Pula mea, o ții topa ta! Rodriguez acum în flancul stâng, centrarea periculoasă, oh, Vierinia foarfecă și reduc din avantaj și de la Wolfsburg, o foarfecă a lui Vierinia, centrarea prima lui Rodriguez care a rămas liber acolo de lângă Râpă, l-a lăsat fără om Râpă care trebuia să fie treaba lui acolo, degeaba e fundaș, numai în sus ce să ducă, șut slab acolo, Benali a prins fără probleme din nou. Rus foarte bine dă pasă pentru Latovlevici, în care Latovlevici trage de acolo o poziție destul de grea de prins poarta. Latovlevici a tras la colțul scurt mai mult, Benali au apărat, corner acum pentru Steaua, corner care bate același Maxim, centralul Maxim respinsă de Close. Wolfsburg din nou încearcă contraatacul, dar Râpă mai bun acum pe apărare, Gardoș vrea să șuteze, călcâi pentru Râpă, foarte bine aici Gardoș a gândit și o pasă în careu respinsă cei de la Wolfsburg. A făcut meci bun și Maxim, e de așteptat asta de la el, oricum cunoaște campionatul Germaniei, contraatacul Wolfsburg periculos, are un Hunt acolo, Hunt noul intrat, oprit de Gardoș, bravo Gardoș, hai mai tare, mort, Hunt, nu, oh, Gustavo, ce p***a e asta, Gustavo, trage și marchează minutul 82, incredibil lung, degeaba, nu a putut face nimic, ce spațiu a avut aici pe centru, perfect șutul lui Gustavo, nu a putut face nimic Silviu Lung, dar a făcut asta cu cap, Bruma urmește balonul, ce păcat că este obosit Bruma, ține balonul, teren central, chiar perfect, Jung respinge acolo Maxim, șutul lui Maxim cu latul acolo din drop și Bruma, oh, ce șut al lui Bruma, dacă nici de acolo nu intră, înseamnă că Benaglio are magnet în mâna aia, ce foarfecă al lui Bruma, oh, parcă a dat ca la karate acolo. Și e corner, dai de Maxim acum pe capul cuiva, Gardoș, Knohe a respins acolo ușor de lângă Gardoș, Râpă trebuie să urce de fiecare dată de câte ori respinge de la Wolfsburg balonul, iată contraatacul periculos al lui Wolfsburg, haide tu Panhui, hai Panhui, o greșeală mare și pe lângă poartă, ce ocazie mare au avut cei de la Wolfsburg, Steaua scapă, este 2-2 în continuare, Benaglio a apărat 6 șuturi, iar Lung doar un singur șut. Și cele 90 de minute s-au scurs, cred că Steaua s-a calificat, da, Steaua s-a calificat în Liga Campionilor după 1-1 în tur și 2-2 în retur. Feruz a fost omul meciului cu un gol și o pasă de gol, 9,2 a fost nota lui Feruz. Foarte bun meciul făcut și de acesta, să vedem dacă am primit banii pentru Champions League, să vedem dacă suntem într-o grupă și noi. Ofertă pentru Cojocaru de la Ceahlăul Piatra Nans, cele 100.000, au dat 50.000 de la Ceahlăul pentru Cojocaru. Și nu vor cei de la Vaslui să iau pe Lupu. Am primit 1.600.000 că ne-am calificat în Champions League, da, în Champions League ne-am calificat, asta e cu siguranță. Și vom încerca normal să îl luăm pe Matei, pentru că ne trebuie un jucător ca Matei. Da, eu zic că ar fi un jucător bun Matei de la Dinamo, este și tânăr și joacă și pe centru și lateral. Asta ne poate salva, să spun așa, pentru că Brepeliță și Filip, nu știu ce să spun, oricum Brepeliță este destul de bătrân și dar cer destul de mult pe Matei. Avem un match tot în deplasare împotriva Botoșanului și să vedem tabela, suntem pe locul 3, suntem pe locul 3, CFR pe primul loc, dar au 4 meciuri jucate, iar noi doar 3, acesta este meciul nejucat. Hai să le scoatem fotbalul din cap ăstora din Botoșani, care sunt și ei niște noi promovați, bine, ăsta e al doilea sezon în Liga 1 pentru ei, va fi o problemă, nu știu cum vor rămâne Liga 1, mai ales că retrogradează 6 echipe, bine, nu în FIFA, dar în realitate Vașvari este titular, una dintre vedete, dacă pot spune vedete, a celor de la Botoșani. Feruz, o pasă foarte bună pentru Latovlevici, Latovlevici gol, Iasmin Latovlevici, un volet cu piciorul drept, reușește să și marcheze Iasmin Latovlevici, foarte fericit, invită galeria acolo să îl susțină pe Lato, foarte bună pasa primită de acesta de la Islam Feruz, un nou assist pentru atacantul nostru, o finalizare de mare fotbalist al lui Iasmin Latovlevici, din volet cu piciorul drept, în minutul 13, noi deschidem scorul foarte bine. A fost o execuție bună cu piciorul drept al lui Latovlevici, din cont că este, el este jucător de picior stâng.
Filip acum poți de șut pe lângă, peste poartă, Filip, Lucian Filip a tras din întoarcere, abia se întorsese, cât de frumos a trecut acolo, umilința a dat crash, ce să mai a băgat mingea în chilos lui jucătorul ăla, foarte bine, dar păcat că nu a prins cadrul porții măcar Lucian Filip, poate și un cone dacă scotea din faza aia, era ceva. Noi vrem să luăm pe Cosmin Matei de la Dinamo, va fi un jucător de folos nou. L-am dat pe Iancu, a fost un jucător tânăr, bine încă este, dar a fost pentru noi, la echipa noastră, și vrem să-l dăm și pe Stanciu, pentru că am dat un milion și ceva, și pe Stanciu, iată ocazia asta pentru Steaua, Maxim, gol! Nici nu mă gândeam să rateze din faza aceasta, Alexandru Maxim, reușește să găsească o finalizare excelentă cu latul, e imposibil să rateze un jucător ca Alexandru Maxim din faza asta. Fake shot excelent și ce șut prinde jucătorul nostru. 2-0, Steaua conduce, se deplasează la 2 goluri în minutul 25. Vedem totuși pe cei de la Botoșani care ei atacă, dar joacă închis pe spații mici. Asta la centrul terenului, dar în deplasare priviți cum stau 2 lângă 2 și stau 2 lângă un om și lasă spații mai lungi pe flancuri. Vașvarii recuperase acolo pentru un moment, Stanciu care poate fi ultimul meci al său la Steaua, minge pentru Maxim, Maxim cu o dată lansat foarte frumos, aici era previzibil șutul Alexandru Maxim, cred că trebuia să-l mai dribleze acolo pe jucătorul din fața lui, More cu o ratare uriașă în startul primei repriză, More trece acolo, l-a omenit pe jucătorul nostru, de râs este More, priviți cât de mult a ratat aici, a doua ratare consecutivă, a tras și el aici cu stângul, cred că este jucător de picior stâng, dar numai cu latul așa vrea, e pretențios rău, având în vedere că joacă la Botoșani, are pretenții prea mari, More, și Bruma, excelent, îl vede acolo pe Stanciu, fază foarte bine construită de Steaua, Stanciu, gol, Nicușor Stanciu, 3-0, o umilit pe Botoșani, Nicușor Stanciu marchează și el, doza de calm care o dă Nicușor Stanciu și acum sare în sus de bucurie, e în formă mare, asta... Îl va ajuta, eu sunt sigur că Stanciu va juca titular la Dinamo, joacă titular la Steaua, dar vă dați seama acolo că se va impune. Noi vrem să aducem un jucător ca Maxim în zona centrală, oare va face dubla în acest meci Maxim? O pasă excelentă, Stanciu, bară a lui Stanciu și el a avut șansa de a face dubla. Maxim nu a vrut să facă, el a lăsat pe Stanciu, acesta a dat însă în bară. Păcat, mare păcat. Și noi recuperăm foarte bine acum aici. Deci meciul mai este, să spun așa, o formalitate până la final. Stanciu acolo în careu se luptă, câștigă, cade în careu. Cade, dar nu s-a dat nimic. A spus câștigă, cade. Feruz acum, Feruz are șut bun, Islam Feruz. Să vedem, nu a putut să treacă. Au recuperat balonul cei de la Botoșani. Nicușor Stanciu, o pasă superbă a lui Stanciu pentru Islam Feruz din prima la Lucian Filip, gol! Și Filip marchează și Lucian Filip. Deci dacă și fundașul nostru, de fapt mijlocașul nostru defensiv a marcat, meciul este un meci de copii, parcă jucăm cu o echipă din Liga 4 aici la Botoșani. Filip reușește să marcheze și el, s-a întins acolo din pasa perfectă a lui Islam Feruz, cu multe asisturi ca de obicei. Feruz, a lui Bruma, a fost Bruma cel cu pasa? Wow, nu mă așteptam la asta. Avem oricum cea mai bună echipă ce-i drept împotriva Botoșanului, dar totuși speram să fie mai periculos până la urmă pe terenul lor. Acum o greșeală mare, Codoban acolo a reușit să recupereze, facem pressing prin râpă e foarte mult și pe faza de apărare, a crescut mult și acest jucător, jucătorul ăla de la Oțelul, pentru că în momentul ăla Steaua avea nevoie de jucător pe flancul drept, juca cu Chelsea, trebuia să facă neapărat transferuri, poveste lungă și cu râpă. Mie, după părerea mea, el a fost punctul slab atunci când a pierdut Steaua cu Chelsea 3-1. A făcut un tur bun, dar returul nu s-a descurcat deloc bine. Cornel Râpă și iată acum pasă pentru Batin. Râpă, nu vrea să mă contrazică. Cornel Râpă, centrare periculoasă acolo, lovitură de cap, Silviu Lung prinde fără probleme. Prima paradă, să spunem, a lui Silviu Lung la Steaua, prima paradă mai importantă, să spunem așa, cu toate că scorul nu arată asta. Hai Feruz, hai de tu Bruma, unde o dai în gât, tu mătii acolo, Bruma greșit pasa, rău de tot, șut prost, da,
Curilac, de fapt, l-a prins în brațe, șutul acesta este minutul 83, ne apropiem de finalul meciului. Hai mai repede că deja m-am plictisit, sper să nu dea multe minute arbitru de prelungire. Nici măcar nu vreau să luăm golul de onoare al celor de la Botoșani. Batin acum lansat, nu poate să trece, ba da, l-a umilit acolo pe Râpă. Hai de Râpă, foarte bine la rupere acolo, ori la barul la spital, a zis Râpă. Bruma, hai arbitrule, te pui în fața mea, bă cât de plătiți sunt arbitrii ăștia, parcă meci de meci. Foarte bine Maxim a făcut un meci bun împotriva Botoșanului, a dat și gol, a demonstrat că este cel mai bun, da, chiar cel mai bun jucător al nostru. Batin acum, Panhuin la 1 cu Batin, Batin trece ușor, nu lăsați așa de ușor, v-a făcut de râs, ce oameni, oh! Dar ca de obicei, tot fraierul ăla, am și uitat cum îl cheamă, nici nu mai contează numele, a ratat, incredibil. Da, se termină meciul, victorie pentru Steaua 4-0 în deplasare la Botoșani, ce să mai, Botoșanul a fost umilită de Steaua, acesta a fost și episodul de astăzi, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!